Bine v-am găsit sau regăsit la un nou video. Am aici în cadru niște produse de la Wolfcraft, produse pe care o să le prezint și o să le testez pentru voi într-un clip viitor. Astăzi însă o să vedem și o să vorbim despre așa ceva. Așadar, ce avem în această valiză super simpatică în stilul Wolfcraft? Înăuntru avem o șurubelniță cu clichet în dublu sens. Și mai avem un adaptor la 90 de grade pentru înșurubat în locuri unde nu avem acces cu mașina de înșurubat. Mă uitam la cutie, îmi place foarte mult că are și agățătoare din asta care te ajută să o agăți așa undeva pe un perete în atelier. Și asta o să și fac. Haideți să vedem întâi ce avem în cutie. Deci, cum vă spuneam, o șurubelniță de genul ăsta. Asta am mai văzut eu prin Dedeman, chiar am vrut să iau la un moment dat. Este foarte utilă pentru că este mică și te descurci foarte bine cu ea în spații înguste. De exemplu, nu știu, ai nevoie să desfaci ceva la o chiuvetă sau la o priză sau știu eu, în locuri unde... În mod normal șurubelnița lungă nu țindră sau nu ai acces cu înfiletanta și asta este foarte bună, mică, compactă, chiar sunt curios să văd ce lungime are toată șurubelnița, deci vreo 11 cm și jumătate. Și de aici, de la rotița asta galbenă, puteți regla sensul, de exemplu, dacă vreți înspre stânga sau înspre dreapta. Deci foarte, foarte comod. Chiar vreau să iau și un bit. De fapt nu, am aici biți în această cutie. Vedeți că sunt 4 torxuri. Asta este un T25 și cel mai mic are T10. Deci sunt 4 torxuri și 2 PZ-uri. Asta este un PZ2. Mai mult ca sigur, asta este un PH2. Deci cele mai uzuale, să zic așa, bituri. Și aici are și un magnet, din câte îmi dau seama, da, are un magnet aici în capăt. Și foarte comod, puteți să folosiți exact cum spuneam și mai devreme, în locuri un pic mai înguste, acolo unde nu prea aveți acces de regulă. Și îmi place că aici în capăt descrie open, are un capac care se răsucește, vedeți că are și o săgeată care ne indică sensul. Și aici înăuntru puteți să băgați biți. De exemplu ăștia de aici, da, puteți să-i băgați acolo. Intră probabil 5-6 biți, unul mi-a căzut pe jos, o să-l recuperez după. Puneți capacul ăsta la loc și în felul ăsta aveți înăuntru, în corpul șurubelniței, aveți biții de care aveți nevoie, nu știu, la o anumită lucrare. Foarte simpatică șurubelnița asta și chiar o să-mi trebuiască. Și aici înăuntru avem... Este și această inserție. Aici avem un adaptor, cum vă spuneam și mai devreme, la 90 de grade. Rezistă la maxim 400 de rotații pe minut și poate dezvolta un cuplu maxim de 13 Nm. Aici în capăt vedeți că are un spațiu așa pentru deget, în cazul în care aveți nevoie să țineți ferm acolo. Apăsați. Eu mai am o chestie de genul ăsta de la Makita, un prelungitor care mi-a trebuit acum ceva timp la o lucrare. Se îndoaie așa, este foarte flexibil, este bun și îl prefer, dar ăsta nu prea are capacitatea să ducă șuruburi un pic mai groase, așa că pentru ceva mai gros, ăsta este perfect.
se prinde în filetantă. O să pregătesc imediat o situație ipotetică să vedeți cam la ce se poate folosi chestia asta. L-am văzut de ceva timp prin magazine, am vrut să-l iau, însă până acum nu am avut posibilitatea să-l iau. Haideți că o să-l vedeți imediat la un test așa de probă, să vedeți cam ce poate să facă și la ce vă este util adaptorul ăsta. Bun, haideți să vedem repede o situație cam la ce ați putea să folosiți acest adaptor la 90 de grade. Eu am aici un colțar din lemn care mi-a rămas de la un proiect de zilele trecute. Haideți să presupunem că aici, de exemplu, aveți o ramă de fereastră și aici, nu știu, vreți să-i prindeți un glaf din lemn sau o ramă din lemn. Mie asta mi-a venit ideea acum în cap, poate vă vine altă idee sau găsiți alte situații la care să-l folosiți. Însă o să vedem cum funcționează, cum putem prinde aici lângă colț, în locul unde nu intră mandrina. Deci o să luăm bitul corespunzător holșurubului pe care dorim să-l înșurubăm. În cazul meu este un PZ2. Ăsta se prinde foarte ușor în mandrina mașinii de găuri și înșurubat. O să strângem foarte bine. O chestie care îmi place foarte mult este că ăsta se poate răsuci la 360 de grade, deci nu o să-mi fac griji că nu am poziție să înșurubez cu un filetanta. Atât doar că trebuie ținut cu mâna stângă, trebuie ținut de aici din capăt, de asta are și locul ăsta pentru deget. Deci pentru o înșurubare precisă va trebui să-l țineți și cu cea de-a doua mână. Și atunci o să încercăm să facem acest test. O să luăm holșurubul și numai puțin să văd, uite de exemplu aici, o să încerc să-l înșurubez aici. Da, mie mi-a crăpat lemnul, dar nu asta este important. Am vrut să vă demonstrez cam cum vine. Ăsta a crăpat, s-a rupt, asta e lemnul destul de subțire. În mod normal trebuia făcut o pregăurire înainte, însă m-am grăbit să vă arăt cam la ce poate fi folosit și despre ce este vorba. Așadar, ăsta este setul pe care vi l-am prezentat mai devreme. Mie îmi place foarte mult. Voi dacă vreți să-l cumpărați, o să găsiți undeva în stânga ecranului codurile, dacă vreți să-l căutați pe internet. Se vinde și separat, puteți să cumpărați doar șurubelnița sau doar adaptorul la 90 de grade sau așa cum îl am eu, acest set în această valiză simpatică. Eu așa l-aș recomanda să-l cumpărați, să cumpărați setul, să-l luați împreună și o să-l agăți pe perete în atelier, o să dea și foarte bine și abia aștept să le folosesc pe la proiectele mele viitoare. O să vedeți restul produselor de la Wolfcraft în clipul viitor. În descriere găsiți link-uri și către paginile mele de socializare. Avem un grup pe Facebook care se cheamă Grupul Pasionaților de Unelte. Puteți să intrați și voi acolo să deveniți membri, dați o cerere. Suntem o familie care devenim din ce în ce mai mare în fiecare zi și mai împărtășim idei, opinii, mai învățăm unii de la alții și tot așa. Ca atare, până la clipul viitor, eu vă doresc să aveți mult chef de treabă.